Și prieteni, a venit momentul să ne ocupăm și de evacuare. Vedeți aici cum arată zona. Bara este montată, dar nu avem evacuare aici. Avem toba originală și vrem să o schimbăm. Și aici avem finala sport ce urmează să fie montată pe mașină. Deci asta urmează să fie montată aici. Sperăm să dea bine. O să mergem la prietenul nostru care se ocupă cu evacuările și să sudăm finala acolo la locul ei. Bun, plecăm și vă arătăm rezultatul final. Și gata, am montat și evacuarea. Ia priviți ce frumos arată. Bate un vânt, sper să ne și auzim. Aici la noi e furtună de vânt. Acum mașina într-adevăr este gata. Hai să facem puțină curățenie. Aspirăm puțin. Și aici în buzunarele de uși avem ceva mizerie. Dăm cu silicon pe bord, pe volan. Punem preșurile noi. Și oficial și acest proiect este gata. We'll be right back.
și prieteni, proiectul este finalizat. Dacă la început, când am prezentat proiectul, a venit prietenul nostru Manu să vadă mașina, l-am chemat și la final de proiect să vadă cum arată mașina gata transformată. Hai să îl chemăm pe Manu să vadă mașinuța. Manu, uite mașinuța. Salut. Ciao. Bine. E aceeași? Se pare că da. Hai, bu. Da. Bă, dar i-a spus M, flip-uri, farurile văd că noi. Hai de capul meu. Dar ce zici, îți place cum a ieșit? Ați îmburdat ceva bani în ea. Cu bă, siguranță. Da, uite și geantele. Dar ce mai rămas ceva? Că nu știam deloc asta. Hai să vezi și interiorul. Ia. Băiatule. I-ai pus geamuri electrice, memorii. Știi că pe spate nu avea geamuri electrice deloc, acum da, full electric tot, memorii. Și era cu albastru sau cu ce interior avea? Că avea ceva... Da, ceva stofă gris pe albastru, ceva. Mă, deci, a ieșit, da? A ieșit țiplă, țiplă, frate. Și suspensia. Ia, în spate a spus ceva. Astea-s noi? Stopurile de facelift? Nu sunt noi, dar sunt polișate, odată cu mașina. Uh-huh. Așa se văd, ca noi. Evacuare, vă, că i-a spus. Da. Sunet da. Plăcut. Totul în parametri. Approved. Approved. Project approved. Deci încă un proiect reușit la Black Cat Garage. Bă, da, chiar da. Hai să facem și niște poze, dacă tu stai. Ok, bun. Manu a venit cu aparatul, el își face treaba lui. Pozează un picuț mașina, interior, exterior, față, spate, lateral, cum știe el mai bine. Și o să vă lăsăm și niște cadre cu mașina, niște poze șmechere făcute de Manu.